Bună ziua și bine ați venit la podcastul nostru mid the CEO, în care discutăm cu invitați special despre teme interesante pentru mediul de business, cele care modelează viața organizațională și viitorul muncii. Eu sunt Mădălina Racovițan, sunt partener la KPMG, conduc divizia People Services și astăzi avem o ediție specială în care discutăm o temă extrem de interesantă pe care am numit-o Leadership în Acțiune. Leadership-ul este un subiect despre care am mai vorbit, însă el nu își pierde niciodată uh, actualitatea și relevanța pentru că influențează direct cultura și performanța organizației, capacitatea acesteia de a inova și de a se adapta. Astăzi ne bucurăm să avem un invitat foarte special pe care îl salut. Bună, Ștefan! Bună, Madalina! Ștefan Stavrositu este CEO al BCR Asigurări de Viața Insurance, Viena Insurance Group. Ștefan are peste 20 de ani de experiență în servicii financiare, a crescut în roluri de vânzări până la diverse funcții de management în cadrul mai multor companii bine cunoscute de asigurări. Um, Ștefan a absolvit Facultatea de Relații Economice Internaționale, unde de altfel ne-am și cunoscut da, am fost uh, colegi. mulți ani <laughs> uh, și am fost colegi de, de grupă chiar, um, în cadrul ASE. Are o certificare în vânzări de la De Institute of Sales Management, are o diplomă în Business Management de la Codex și este absolvent al unui MBA româno francez în cadrul ASE CNAM Paris. Că n-am, da. Um, Ștefan, ai o foarte multă experiență și pe zona de leadership și în managementul oamenilor uh, și aș vrea să, să începem discuția noastră, care cred că va fi una foarte interesantă pentru audiență. Um, modul în care înțelegem și aplicăm leadership-ul a trecut prin foarte multe transformări de-a lungul timpului, uh, adaptându-ne tot timpul la societatea în care trăim, la mediul economic și cel politic. Uh, am trecut de la liderul autoritar, care era cel care era uh, autoritatea absolută, la idei mai moderne, precum leadership-ul de tip servant sau la ideea că abilitățile de lider sunt doar născute, la ceea că uh, liderii își pot dezvolta abilitățile necesare. Ștefan, aș vrea să încep prin a te întreba care este filozofia ta de leadership în prezent și cum a evoluat aceasta de-a lungul timpului pentru tine. Un subiect foarte apropiat sufletului meu. E un subiect despre care se vorbește mult, atât în businessurile mari, în businessurile mici. Ne punem mereu întrebarea, ești lider născut, ești manager și așa mai departe. Uh, filozofia mea de leadership um, cred că e una simplă, nu e complicată, când vorbesc despre lider și vorbesc despre oameni. Din punctul meu de vedere nu poți să fii lider dacă nu ai followeri, dacă nu ai urmăritori, dacă nu ai oameni pe care să-i inspiri, oameni cărora să le uh, dai puterea să-și atingă obiectivele care ar fi ele, personale, de business. Dacă ești un lider cu adevărat, cred cu tărie că ești cel care se gândește la oameni, care vrea să aducă valoare oamenilor cu adevărat să creeze un mediu de încredere, încredere atât în lider, atât cât și în, în cel care, care te urmează. Mm -hmm. În concluzie, din punctul meu de vedere, leadership este foarte important sau nu poate exista dacă nu ai credință că ești lider ca să ajuți oameni și ca să le aduci valoare. Foarte interesant. Și mi se pare foarte interesant ce spuneai mai devreme că nu există lider fără follower și cred că e un concept mai nou despre care noi am mai vorbit în diversele discuții pe care le-am le-am avut aici cu cu alți invitați despre followership și ideea aceasta că toți vorbim despre lideri și leadership, dar vorbim mult prea puțin despre followership nu știu ai fost și tu un follower cum e să fiu sau ce ar da. trebui să facă un follower bun până la urmă acum eu cred că toți followerii sunt buni nu există followeri care nu sunt buni poate că sunt lideri potriviți sau mai puțin potriviți. Um... Din, din punctul meu de vedere, da, am avut câteva modele, ca să spun, am început uh, când eram în facultate, când eram colegi, am început în anul 4 de facultate, prima mea experiență de business. Și acolo, dacă până acolo am avut modele pozit profesorii, sau dacă vrei, din zona poate părinților, adulților din viața mea, am început să primii lideri au fost profesorii. Acolo încă nu știu exact dacă el e lider sau e autoritate formală și na, nu pot să spun că am, a fost ceva care m-a impresionat foarte mult. Dar când am intrat în mediul de business, acolo am început să mă formez, am început să lucrez cu oameni, am fost prima oară un follower și pot să zic, dacă vrei, primul meu lider în care am crezut sau mentor a fost unul din nu primul meu șef, ci al doilea șef din prima organizație în care am fost. Mi-a plăcut la el că nu era un om sofisticat, era inovator, vedea lucrurile înaintea mea, eu am, nu am capacitatea să fiu inovator și am zis că măcar pe mine m-a inspirat, m-a dus, dus după el, a avut o viziune, ne-a arătat, uh -huh. ok, eu știu unde trebuie să ajung, voi nu știți încă, dar trebuie să aveți încredere în mine. Am avut încredere în el ne a dezvoltat foarte mult, n-a făcut o pentru el, a făcut o pentru noi. Uh -huh. Și la un moment dat am înțeles că ce ne spunea el cu în urmă cu doi ani în urma să se întâmple. Uh -huh. M-am simțit bine în pielea unui falor poate norocos, dacă vrei să zic norocos, da. pentru că am avut un om de la care am învățat foarte mult și am simțit că n-a făcut o pentru el. Deci n-a fost el în lumina reflectoarelor și a fost focusul pe noi. A fost prima mea experiență. Da. Da, asta e foarte, foarte interesant. Și apropo de, de ce spui tu, într adevăr, cred că există multe stiluri de leadership și s-au scris pagini întregi da. romane Bună. și tone de cărți uh, în ultima perioadă. Uh, și există acest lider vizionar pe de o parte, cel care vede și imaginează viitorul și îi aduce pe ceilalți după el. Pe de altă parte, există și alte stiluri de leadership uh, de care am auzit da, mai da. mult sau mai puțin, nu știu care e un stil care ți se potrivește, ție, ce-ți ce -ți, ce -ți place, ce-ți da. convine. Cred cred că astăzi, că na, și eu m-am transformat de-a lungul timpului și cred că am învățat de-a lungul timpului, însă cred că astăzi ce mă reprezintă cu tărie o combinație, dacă vrei, între stilul participativ, mm -hmm. da? un stil în care, împreună cu, cu cei din jurul meu, avem o participare în care fiecare învață. Mm -hmm. Și um, colaborativ, dacă uh -huh. vrei. Da? Uh, eu mai am o teorie, am citit de curând ceva care mi-a plăcut foarte mult, că este și un stilul de leadership cotidian. Asta e nouă, n-am da, mai da, auzit. Nu de e nicio carte, e un, un um, om din business, nu vreau să-i dau numele, probabil că îl știți, în fine, foarte prezent și îmi place ce scrie și mi-a plăcut viziunea lui pe care o împărtășesc, apropo de stil de leadership. Cred că uh, înainte de a. Ne gândim la lucrurile mărețe pe care în general lideri, liderii, ok, vor liderii mari, vorbesc de lucruri mari, viața e făcută din lucruri simple. Și dacă, cred că un lider cu adevărat autentic se clădește în fiecare zi prin lucrurile mici pe care le facem mult consecvent cu oamenii din jurul lui și așa ajunge să fie mm. urmat, așa ajunge să aibă falor, că se identifică cu ei, își suflecă mânecile, da, poate să ai și viziune, dar e foarte important să stai lângă oameni consecvent în fiecare zi, mm. pentru că Știi cum e? Sunt momente mărețe în viață, dar sunt foarte rare. Da. Până atunci, viața e plină de lucruri cotidiene. Da. Așa că, înclin să cred că zona asta, autentică, zilnică, colaborativă și participativă, pe mine mă reprezintă mm -hmm. cel mai mult și, momentan, asta cred că e filozofia mea de leadership. Interesant. Dar aș vrea să te întreb, nu știu, cum ți-ai dezvoltat tu abilitățile de leadership sau cum. Cum crezi că un lider ar trebui să-și dezvolte abilitățile acestea? Ce ar trebui să facă, nu știu, el, organizația? Eu cred că în primul rând trebuie să-ți placă oamenii. Dacă îți plac oamenii, cred eu că o să ai succes în leadership. Cred că uh, trebuie să fii deschis, să, să accepti că nu ești perfect, să, să înveți din greșeli. E de preferat să înveți din greșelile altora și mai puțin din greșelile tale, bine da. să vezi din greșelile tale. Cred într-o într învățare formală, adică da. e foarte important să ai programe la care să aderi, să înveți că și lucrul ăsta se învață, nu doar ești născut cu el da. că teori, ești născut lider sau devii lider. Eu cred că e o combinație din ambele. Eu cred în educația formală pentru orice facem, inclusiv pentru leadership, sunt lucruri pe care trebuie să le studiezi și apoi să alegi ce ți se potrivește ție da? Deci, odată am învățat, am avut ocazia. În companiile în care am lucrat, să fi implicat în diverse programe de de lider și uh -huh. pentru nivelul meu de seniorat, uh -huh. evident, cred că am învățat din ele și apoi trebuie să aplici. Uh -huh. Știi? Exact. Teoria, să o aplici în practică și să ajungi acolo unde vezi că, că ai și rezultate. Rezultatele ai în ochii oamenilor tăi, vezi cum te urmează sau nu te urmează da. și cum ajungeți împreună la, mm -hmm. la ceea ce își dorește fiecare. Da și e foarte interesant că ai subiectul ăsta al uh, formării formale. Dar da, cred spun e așa. foarte da, important, e important da. pentru că nu, nu vreau, scuză-mă că te întreb, dar e foarte important. Mulți credem că putem, ne învăț, învățăm lucrurile de pe Autodidact. stradă. Da, e o parte practică, dar mm -hmm. trebuie să știi, trebuie să da. nu faci greșeli, trebuie să, să cunoști oamenii foarte bine, să mm -hmm. înțelegi metodele de leadership. Exact. Și cum, da. E, e foarte interesant pentru că noi la KPMG am derulat anul trecut împreună cu Casa Paleologu un, un studiu, o cercetare, care și-a propus să exploreze exact practicile de, de dezvoltare a liderilor în România. Și acest studiu al pieței ne-a arătat că mai puțin de jumătate din uh, organizațiile pe care le-am uh, inclus în studiul nostru derulează programe de leadership, 45%, iar dintre organizațiile care investesc în, uh, în acest gen de programe, doar jumătate spun că ele sunt și eficiente sau eficace. Nu știu ce părere ai de statisticile astea. Um. Uh, aș fi sperat să fie mai multe organizații care cred în uh, a investi formal în programe de dezvoltare, de leadership. Experiența m-a învățat, uh, acum, n-am fost în multe companii, am fost destul de stabil, probabil că am fost în trei organizații, dar uh, cu siguranță în fiecare din organizațiile în care am fost și chiar acum am fost lider în ceea ce făceam, dar asta, cum să zic, a venit cu o investiție din partea angajatorului, uh -huh. pentru că a avut grijă de noi, da? Uh -huh. Ok, trebuie să te califici, poate că nu da. e pentru totdeauna, creezi cadru, însă sunt sigur că unul din, una din cheile succesului a fost modul de învățare formală și investițiile uh -huh. pe care orice companie ar trebui să o facă în oameni. Mai ales dacă mă uit în jurul meu astăzi, nu se mai diferențiază doar, nu doar pachetul salarial e cel care, uh, care face diferența și ceea ce oferi omului de la tine în organizație să se dezvolte, da? uh -huh. Ce cadru îi oferi. Și apoi, evident, în funcție de abilitățile și de abilitățile, pregătirea lui, poate da. să aibă succes sau nu. Da. Acum, constatările noastre au fost, pe de-o parte, cei care nu investesc în aceste programe. Răspunsul că i-am întrebat și de da. ce nu o fac, au fost, nu știu, fie din motive bugetare, pentru că de multe ori, se ori se trebuie să întâmpla. recunoaștem da. că e o investiție care nu e la îndemâna, poate, a oricui, dar. Trebuie să vezi care e cea mai bună investiție pentru organizația și pentru liderii respectivi. Alții, cei care au investit și le-au considerat poate ineficiente, au avut motive de genul celor, nu știu, că programele nu erau poate relevante pentru nivelul lor de cunoștințe, poate că nu știu, nu aveau timpul necesar să-l investească și participanții în programul respectiv și atunci n-au da. dedicat suficient efort și energie în, da. în acele programe, sau poate că după ce s-au întors de acolo n-au aplicat neapărat da. ce-au învățat. Știi? Și atunci, de fapt, discuția asta este care ar putea să fie niște... Soluții sau niște idei, astfel încât, dacă decizia e luată să facem această investiție, să existe și o, da. un retur în, în organizație. Și am învățat eu, odată, ca participant în programe de leadership, și de o parte a barrei, și în partea alaltă, uh -huh. cel care a investit și a pus, uh -huh. la, dacă vrei, la dispoziția angajaților, colegilor, da. programe de, de, de formare, de de dezvoltare, ca așa, ale cele de leadership, și adevărul e undeva la mijloc. Eu cred, cred că dacă vrei, o cauza în succesului, nu e calitatea programului. Mm -hmm. Eu, de la ce am participat până acum, programul au fost bune și foarte bune. Ok, dacă e un program slab, cred că nu există un da. debate da. în zona da. aia și Normal. e ușor. Dar noi vorbim despre programe și mai ales dacă vorbim de KPMG, din punctul de vedere, aveți un standard. Da. Dar deci nu vorbim de calitate. Din punct de vedere, da. este acolo unde trebuie. Acum vine participantul participantul de multe ori și am avut oameni în sală la curs, ne-am zis, din astăzi suntem împreună în, în sală, asta învățăm, avem toți, avem acces la un program foarte bun, toți. Cu ce plecăm de aici este decizia noastră personală. Trainerul, profesorul, cel care îți prezintă, face la fel pentru toată sala. Cu cât transpir tu și vrei să iei da. de acolo, cu atât pleci. Asta e prima etapă, da? Cât de implicat ești în timpul programului, cât de dispus tu ești să faci sacrificii, că trebuie timp. Da. Doi, cum reușești să aplici. Așa e. Da? e. Și acum, probabil că, dacă luăm toate elementele, trebuie să fim atenți atunci când selectăm programul. Prima cheie. Doi, când selectăm oamenii. Și doi, cum noi ne asigurăm că, după un program, creăm împreună un, -un, un cadru. cadru. Ok, hai să vedem ce am făcut, ce ne-a plăcut, ce aplicăm în organizație. Mm. Altfel, e doar un nice paperwork. Da. Eu m-am dezvoltat personal, mi l-am pus în CV. No value. Da, așa da. e Da, așa e. Da, și asta cumva e, e și concluzia noastră și recomandările din studiul respectiv în direcția asta erau. Știi, că e important uh, să alegi acele programe care, într-adevăr, sunt relevante sunt valoare, pentru da. organizație și pentru participanți, să-l const. const, const Contextualizezi corect, cât corect. mai bine la, la situația participanților uh, și, de asemenea, știi să oferi acest cadru de care ziceai și tu, participanților, după program, să poată să aplice, să le dai această posibilitate, poate uneori, să facă greșeli, cum spuneai mai devreme, știi să încerce lucruri, da, să da, facă da. greșeli și să, 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 învețe aplici, din, da. din, să învețe din ele. Um, de asemenea, ce voiam să, să mai uh, povestim un pic este exemplul nostru la KPMG. Noi am dezvoltat chiar recent, uh, poate și în urma acestui studiu pe mm -hmm. care l-am făcut, am dezvoltat o Academie de Leadership, îi spunem acum, care este un program complex de dezvoltare a liderilor holistic, care are mai multe module mm -hmm. și care acoperă at atât zona aceasta de business understanding, să liderii să înțeleagă mai bine businessul, viziunea ce înseamnă toate lucrurile acestea, strategia unei organizații, dar și lucruri foarte tehnice de genul, nu știu, procese operaționale, comerciale, financiare, dar și componenta de dezvoltare personală cu instrumente psihometrice, exemple de mm. caz și cursuri din zona soft, să-i spunem, și sesiuni de coaching individuale ca să-i ajute tocmai pe, pe lideri să exerseze și să, să se dezvolte și, yeah. și în acest... Sună foarte bine. Sună foarte bine, a... da, sună foarte bine. Uh, și chiar credem că, nu știu, programul încurajează această Mentalitate de creștere, acest growth mindset pe care cumva ar trebui cu toții să-l cultivăm, uh, pentru că până la urmă, cum spuneai exact. și tu, și, și eu sunt foarte de acord cu, cu aspectul acesta că abilitățile de leadership se pot dezvolta. Ok, unii se nasc okay, cu fine. ele, da. dar trebuie să și le perfecționeze, da. Da. alții poate nu le au de la natură, dar nu este niciodată prea târziu să-ți să dezvolți da. abilități. Vorbim de abilități. Aș vrea să trecem un pic discuția în zona aceasta de abilitățile relevante pentru viitorul muncii. Se discută și despre asta foarte mult, faptul că ce ne-a făcut să avem succes până acum poate că nu mai este neapărat la fel de relevant în Corect. viitor. Viața în jurul nostru se schimbă, tehnologia, mediul în care trăim economic, social, politic, e foarte complex și da. foarte volatil de altfel. Uh, și atunci, în fine, știi că se fac foarte multe studii, inclusiv World Economic Forum vine în fiecare an cu o listă de abilități relevante pentru, pentru viitor. Uh, și am câteva exemple aici de la ultima ediție a World Economic Forum, în care spun că trăsături precum reziliență, agilitate, autenticitate, capacitatea de a rezolva probleme, curaj, sunt cuvintele cheie pe care le-am le auzit. Um, și în studiul nostru de uh, legat de, de leadership uh -huh. pe care îți spuneam că l-am făcut, sunt foarte similare lucrurile acestea. Da, un lider trebuie să aibă viziune, dar pe de altă parte trebuie să aibă și curaj, uh, să aibă integritate. Asta ne-a atras foarte mult atenția, că e foarte importantă partea asta de integritate la nivelul liderilor, adaptabilitate, inteligență emoțională. Ce părere ai, nu știu, cum, care crezi tu că sunt abilitățile relevante și cum le dezvoltăm pe astea? Acum, evident, ce spun eu e doar o, o, o viziune personală, evident. mă regăsesc în aproape tot ce ai spus acolo, nu știu dacă pot adăuga, pot doar să spun că eu cred, da, într-adevăr un lider trebuie să fie etic. Ne uităm în fiecare zi în jurul nostru, nu neapărat în business, vedem lumea e condusă de diversi lideri, fiecare poate estima foarte simplu cât de etic sau nu este. Da. Cred că e o condiție de bază să fii da. etic, că astfel se creează încredere. Uh -huh. Lider și fără încredere și deci fără etică nu există. Poate că vestea bună e, ok, suntem din ce în ce mai mult una din abilități sau nu știu acum, de condiții tehnice să fim familiarizați cu digitalizarea. Din punctul da. de vedere, digitalizarea e un mod, e un instrument. Da. Din fericire, vestea bună e că în continuare o să mai fie oameni care vorbesc cu oameni, relaționează cu oameni și asta înseamnă că abilitatea noastră de a înțelege cum funcționează oamenii rămâne în continuare foarte importantă, iar restul sunt instrumente, dacă vrei, care ne ajută mm -hmm. să perfecționăm modul în care comunicăm cu oamenii. Reziliența e necesară, adaptabilitatea e necesară și să înțelegem poate mai mult decât altă dată că. Ritmul schimbărilor va fi mai mare decât ne putem mm -hmm. noi închipui. Deci trebuie să înțelegem că în zona asta de reziliență, reziliență și reziliență la schimbare pe care să o consider să o accepti mult mai rapid da. în, în zona ta și mai la cei tineri și copiii mei din zona asta, generațiilor care sunt expuse la schimbări într-un ritm mult mai rapid decât am fost expuși da, noi. Da. Noi pe vremea noastră, ne consideram deschiși la schimbare. Astăzi, dacă ne întrebăm copiii, s-ar putea să zică doamne, nu prea sunteți așa deschiși la tot ce se întâmplă în jurul da. vostru. Deci, cred în reziliență, cred în etică, cred în modul în care înțelegem cu adevărat oamenii, cred că acele valori old is bad gold is mm. rămân, din fericire. Trebuie să ne pese în continuare de, de cei din jurul nostru și e o abilitate pe care trebuie să o avem. Dar nu, nu trebuie să excludem abilitățile tehnice pe care Correct. trebuie să le avem și asta, iarăși, se învață. Se învață. Da? Exact. Și să fii cu mintea deschisă la. Așa la este. schimbările din jurul nostru. Așa este. Ne apropiem ușor de finalul discuției noastre. Mă gândeam, Ștefan, dacă vrei să dai niște sfaturi sau recomandări viitorilor lideri, ce le ai spune? Nu știu dacă ai avea în față. E, iarăși, e un sfat care are mult subiectivism, poate Evident. că vine și din, din stilul meu: să fie autentici, să creadă cu adevărat un oameni pentru că se vede. Nu poți, nu poți să, să, să minți mimezi aici, nu poți să mimezi și oamenii te simt. Să, să înveți să asculți, să te conectezi cu oamenii și apoi să construiești împreună. Am învățat listen, connect, build. Da? Mm -hmm. Cred cu adevărat, trebuie să-ți asculți oamenii, să connect, te conectezi cu ei și apoi mm -hmm. să construiești împreună. Um, e de evitat dacă vrei, uh, sfaturile pot fi ce să faci și ce să nu faci. Da. Aș recomanda să evite acel leadership pozițional, cum îl zic numesc eu știi ce e și pozițional. Cred că cel în care tu ești șeful și, și e automat fac sunt lider. Că... Da, deci de multe ori se confundă leadership și autentic sau da. orice alt stil de leadership și cu leadership-ul pozițional, poziția de șef, nu ți dă da. automat și calitatea de lider. Ea se câștigă, se învață și se, se aplică. Și um, um, să rămâi întotdeauna integru și să aduci valoarea oamenilor din jurul tău. Asta Super. e a sfătuit: să, să fii autentic și să creadă în oameni în continuare. Super. Și pentru organizații care își propun sau se gândesc să investească în lideri, ce le Eu spune? Consider că și chiar și în organizația în care suntem, nu, nu, nu e negociabil. Trebuie să ai un buget pe care, evident, modul în care îl vei investi în oamenii tăi depinde de tine. Mm. Dar nu, nu poți, mai ales la uh, un anumit nivel de organizație, mm. nu ți poți permite să nu investești în dezvoltarea oamenilor. Poate fi un program de lider și poate fi unul complex, da. mai simplu, dar trebuie să faci în primul rând lucrul ăsta, să selectezi bine oamenii. Mm -hmm. Și să te asiguri că după ce ai investit în ei și au un program bun, să și aplice. Asta mm -hmm. e unul. Doi, evident, trebuie să creeze cadru de dezvoltare da? și să. Cred că trebuie să rămânem companii autentice și da. să, să fim așa, dacă vrei, să ne ducem spre zona asta cotidiană, mm -hmm. care poate că lucrurile, multe lucruri mici, ajung să facă că... lucru, un lucru mare da. și mult mai uh, sănătos. Așa este. Stefan, îți mă mulțumesc foarte mult. A fost o plăcere să discut cu tine. Te mai așteptăm în podcasturile noastre, poate și pe alte teme. Vă mulțumim pentru că ne-ați ascultat astăzi și vă invităm să fiți alături de noi și la următoarele ediții. Mulțumim! Mulțumesc și eu!